Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Nu știu dacă ați observat că se apropie alegerile și se ascultă lupta electorală. Au început să apară candidații pe aici, pe acolo. Se înjură unii pe ceilalți. Sunt foarte vocali mai majoritatea dintre ei. Da, unele glume mai merg, altele nu. Apar diverse sondaje de opinie. Unele sunt lansate doar ca să abată atenția, altele ca să testeze opinia publică. Mă rog, unele ori fi chiar și pe bune. Am văzut două ieri, în cursul zilei de ieri. Unul, nu mă apuc să dau detalii, dar două pe București. Acum, așa. O să vedem sondajul de opinie în privința alegerilor locale, cred că mai mult pentru capitală, pentru că aici se concentrează toată atenția și pentru că sondajele sunt în general inițiative scumpe. S-ar putea ca partidele să mai facă sondaje și pentru anumite orașe. Mai sunt convins că Timișoara, Iași vor, da, cred că vor găsi bani să facă sondaje. Constanța. S-ar putea să mai apară în presă. Acum, problema este că media audiovizuală, deci televiziune și radiourile, nu pot să citeze sondaje venite pe surse, așa. Ele trebuie să fie atribuite complet. Și de aceea sondajele astea, dacă partidele le vor scurge în presă, vor apărea mai mult pe site-uri. Sau dacă le vor da cu toate datele respective, redacțiile vor spune acest sondaj a fost comandat de partidul cutare, partidul cutare. Altfel, ieri am văzut două astfel de sondaje făcute de două institute diferite pentru București, cu diverse ierarhii, dar m-am amuzat că... Dar nu sunt la fel. Nu. Nu. Adică unul din ele îl dă câștigător pe Nicușor Dan cu 34% și Piedone pe locul 2 cu 30%. Și celălalt sondaj îl dă câștigător pe Piedone cu 42% și pe Nicușor Dan pe locul 2 cu 30%. Asta a dat în ele adică greu. Rupe în... Deci rupe, unul, da. Da, cel puțin unul dintre, una dintre aceste case de sondaj a dat în ele, vorba lui Zaf. Da. A luat-o la mișto rău de tot. În fine, o să vedem. Deci pentru toate gusturile, cine vrea sondaj care să-l dea pe favoritul lui câștigător, găsește pe piață. Există sondaje și o să fie cu toți cum vrei. Una peste alta, noi totuși trebuie să... Știți că eu vă îndemn pe toți să votați, asta am făcut întotdeauna, să vă îndemn să votați, e important. Și domnul PSD PNL nu e în... Nu mai dau toate detaliile, că ar trebui să mă apuc să citesc, durează jumătate de oră, să citesc tot. V-am spus așa, situația e anecdotică. Partidele de la putere n-au candidat. Ba da, este domnul Cârstoiu, apare pe locul 3, acum, pe bune, în fiecare din aceste sondaje apare pe locul 3. Am înțeles. 20%. De ce și dânsul acolo? Okay. Mai sunt două luni, cât? Aprilie, mai, da, mai sunt două luni jumate până la alegeri, se mai pot schimba foarte multe. Ok. Eu v-am spus numai că anecdotic așa sunt două sondaje pe aceiași candidați care dau o ierarhie totalmente diferită, complet răsturnată, la diferență foarte mare. Că nu e vorba de 1-2 puncte, să zici, că a fost în marja de eroare. Nu, sunt vreo cât 12 puncte ceva. În fine, noi votăm cu speranța că noi, sau vechii primari, ne vor rezolva problemele, nu? Problemele comunității. Adică noi ne gândim la problemele comunității. E adevărat că alții se gândesc și la problemele lor personale, să-și aranjeze diverse probleme personale, dar noi vorbim pentru lumea, pentru cetățenii cinstiți, membrii ai comunității. De ce votăm noi un primar? Pentru că credem că e destoinic, că nu e corupt, nu? Că da. Nu fură, că o să investească bani în bunăstarea comunității și că o să facă lucruri pentru comunitate cu bugetul pe care îl primește. Bugete care pot fi foarte mari. Există primari destoinici în această țară, care au schimbat localitățile respective. Adică sunt localități care arată frumos. Altele care sunt vai de capul lor, se și vede. Și atunci vă întreb în dimineața asta, care e problema pe care vreți să o rezolve primarul în orașul unde locuiți? Adică care e cea mai arzătoare problemă? Care, dacă ați face o ierarhie, sunt multe, nu? Trafic, parcări, termoficare, căldură, apă caldă, poluare și așa mai departe. Dar pe primul loc, care e aia care vă roade cel mai tare și care credeți că ar putea fi rezolvată și ar trebui să fie rezolvată? Sunați-ne la 0372 069599, ne spuneți din ce oraș sau din ce localitate ne sunați și care este din punctul de dumneavoastră de vedere problema numărul 1 a orașului respectiv, a comunității respective, pe care ar trebui și ar putea să o rezolve primarul sau primăria. Actualul sau viitorul? Care o fi el, habar n-am, pe ce ar trebui să se concentreze. 0372069599, numărul de telefon, mesaje pe WhatsApp, mesaje audio, 0728 3D1 3D2.
vă spun și eu ce mă enervează pe mine cel mai tare. Ia zic că zic nu știu imediat. Dacă este cea mai arzătoare problemă acolo, cea mai gravă, cea mai nu știu ce. Bă, dar eu locuiesc de 10 ani în Corbeanca, mă, în 10 ani primarul ăla, mă rog, acum e sub control judiciar, l-au prins cu o șpagă, cu mită, cu nu știu ce, bă, a făcut și el trotuare. Sunt un fel de dale îndoite, sparte pe marginea drumului, ocupate de mașini. Bă, nu există trotuare, mă, în Corbeanca. Și dacă te duci oriunde în jur, adică și în Balotești, și în Mogoșoaia, și în Buftea, chiar și în Crevedia, au început să apară trotuare. Românale. Bă, la noi suntem ultimii pârliți din zonă. Bă, nu face unul trotuare, ce să mai vorbim de piste de biciclete. Sunteți plin de bani și aveți mașini. Eu aș vrea, dacă se poate, ca un primar în orice localitate din țara asta, că e valabil peste tot, să scoată praful din orașe. Bă, ați văzut că la noi e praf. Mă, nicăieri, nicio țară din lume n-am văzut atâta praf. Nicio capitală europeană. Dar vezi că asta ține și de climă. Sunt multe explicații. Nu știu dacă ține asta doar de climă. Ține, dar mie mi se pare că absolut orice, orice se construiește, n-avem grijă absolut deloc de orașul nostru. Da. Interesant, bun. Deci și orice face e praf peste tot. Deci să se pună aspiratoare, vă rog. Aspiratoare, da, peste filtre. 0372069599, vă așteptăm. Ei, nu mă lăsați. El o să fie consilier. Problema pe care crezi că ai vrea să o rezolve sau ar trebui să o rezolve primarul în localitatea sau în orașul în care locuiești. Prima, cea mai urgentă problemă, cea mai arzătoare. Uite, hai să începem cu Raluca. Bună dimineața! Bună, Raluca! Raluca. Bună dimineața! Bună! De unde ești mai întâi? Da, sunt Osvaj, mi-aș dori de la Viitorul, primar al Bucureștiului. Ah, okay. Și de la cei din sectoare. Da. Câteva lucruri esențiale pentru școli, pentru copiii noștri. Și să începem cu săpunul. Nu există în majoritatea școlilor din București săpun la baie. Mm-hmm. E igienică. Da. Lucruri normale. E nevoie de videoproiectoare în sălile de clasă. Este nevoie de aer condiționat. Deja în luna mai, căldura în București devine insuportabilă. Da. În sălile de clasă. Și de asemenea ar mai fi nevoie, dacă tot le place domnilor de la primărie, să dea multe gratuități și de intrări gratuite la muzeele din localitate pentru grupurile de elevi. Mm-hmm. Da, ca asta e interesant. Bun. Mă rog, asta cred cu plata biletelor la muzee, cred că familiile pot să plătească totuși părinții un bilet la muzeu. E o chestie care ține de educația copilului, dar săpun și hârtie igienică, frate, serios. Eu cred că sunt alocate și săpun și hârtie igienică. Numai că ce? De multe ori copiii le iau, le aruncă, le... Începui săpun de la tip spuma, ca să nu se fure. Nu că nu-l fură nimeni. Aici da vina pe copii. O faci o dată, unul, de două ori, de cinci ori. Dar... Cât tragi de ăla? Și hârtie igienică de aia care se rupe bucată cu bucată. Sunt în toate mall-urile. Da. În toate clădirile corporatiste este hârtie igienică de genul ăsta și cu asta basta. Cristian, bună dimineața! Salut, Cristi! Bună dimineața, băieți! Eu sunt din Câmpina. Pe lângă lucrurile ceea ce spunea referitor cu praful, crede-mă că eu de când locuiesc aici în Câmpina, parcările dintre blocuri, eu n-am văzut pe cineva să intre să facă curățenie. Deci pur și simplu având vegetație, copaci, câțiva copaci, efectiv frunzele alea s-au strâns după un an pe altul, de ani buni așa. Și referitor la ce spuneai tu, referitor de praf, și asta este una dintre cauzele care poate să producă un antrepoluare. Dar ai făcut vreodată de curiozitate, ai întrebat vreodată la primărie, ai făcut vreo sesizare? Domnule, veniți și curățați, este o mol de frunze, s-a făcut compost, de ce nu curățați? Ce au răspuns? Crede-mă că n-am făcut lucrul ăsta. Am mai pus eu mâna cu câțiva vecini și am mai făcut noi așa cât am putut să facem ce ține partea noastră, să zic, cât e arundat în zona blocului, așa, cât de cât am mai făcut. N-am cerut niciodată lucrul ăsta. Probabil că asta e una dintre greșelile ale noastre. Trebuie să ne învățăm să cerem, pentru că am auzit multe situații în care oamenii au cerut fel de fel de lucruri și au fost ascultați, dar trebuie mai întâi să ceri înainte să condamni. Care nu plânge, nu primește de mâncare. Ana Maria, bună dimineața! De bună, unde Ana ești? Maria! Bună dimineața! Din Mehedin vă sun. Eu vreau doar să fac niște completări la ceea ce ați întrebat dumneavoastră, și anume că degeaba vrea un om, și anume primarul, să facă ceva, da, iar consilierii spun nu, ca să demonstrăm că peste 4 ani nu vei mai lua un mandat. Să presupunem că se poate totuși. Asta e politica, e o negociere permanentă, n-ai ce face. Adică de multe ori primarul...
Da, în afară, numai o secundă. În afară de situațiile în care primarul este independent și nu are consiliu, de obicei primarul care se alege, se alege din partea partidului care obține și majoritatea în consiliu. Asta e politica, e o negociere permanentă. Dar da, da, e greu să fii primar cu un consiliu care e împotriva ta, e adevărat. Da, și sunt foarte multe comune care sunt în situația asta și care vin oamenii la ușa primarilor și sunt: domne, dar de ce nu faci lucrul ăsta? Domne, dar de ce nu-mi dai lucrul ăsta? Și atunci omul ăla ridică din mâini. Sau sunt ședințe care le au de fiecare dată și consilierii ori nu se prezintă, ori sunt total împotriva ordinii de zi, să zicem așa. Mulțumesc mult pentru telefon. Să continuăm cu Cristian. Bună dimineața! Salut, Cristian! Bună dimineața! Te rog! Eu vă sunt din Brăila, da? Și vă spun că mi-aș dori ca primarul să acorde atenția cuvenită sportului de masă. Având în vedere că 90% din bugetul alocat sportului în Brăila se duce către echipa de handbal HC Dunărea Brăila, care mănâncă 4 milioane de euro pe an, iar celelalte discipline practic nici nu există pentru primărie. Da, dar echipa aia e mândria orașului, că joacă în cupe europene, ajunge la un nivel ridicat în competiția națională de handbal feminin. Adică, na, din punct de vedere electoral, cred că e o investiție bună pentru primar. Adică oamenii, în general, brăilenii, cred că apreciază ca o echipă de nivelul ăsta, nu? E ca și cum ne-am bucurat că suntem bogați la Monopoly. Corect. Corect. De bravo, telefon. El are dreptate. Cristian. Asta se întâmplă în multe locuri în care primarul investește într-un singur sport, în timp ce copiii nu au acces la baze sportive, la antrenamente și așa mai departe. Uite, Andrei din Vidra Ilfov vrea să se curețe ambrozia. Domnule, da, asta este o problemă. Se cred că vrea toată țara. Major. Silviu, bună dimineața. Salut, Silviu. Bună dimineața. Vă sunt din Mogoșoaia. Bună. Dom'le, aveți trotuare, spre deosebire de nenorociția din Corbeanca. Voi în Mogoșoaia aveți trotuare. Păi nu, avem trotuare în zona veche, dar zona nouă, zona Livada, este fără asfalt, fără canalizare. Și se cam lasă la coadă. De fiecare dată, în fiecare ședință de consiliu, se evită discuția despre zona Livada, pentru că... Deci asta e problema. Nod-zero. Da, și s-a plus ce a spus și antevorbitorul... ambrozia e o principală problemă. Da, mulțumim, este o lege care prevede niște amenzi foarte mari. Ea trebuie aplicată. Faceți sesizări la primărie și ea trebuie stârpită începând de acum, nu în toamnă. În toamnă, când înflorește, e deja prea târziu. Gabriela, bună dimineața! Neața. Bună dimineața! Bonjour. Bună dimineața! Eu vă sunt dintr-un sat mic, din comuna Jugureni, județul Prahova. Noi avem drumul principal care trece prin sat și care de un an și jumătate a fost ras și acum este plin de gropi. Da, e în curs de reabilitare sau ceva? Nu știu. Nu știm. Drumul era foarte bun, era asfaltat, au venit la ras, au vândut toată criblura aceea unor țăteni, cetățeni, și, rămas și drumul așa. A rămas acum plin de gropi. Ok. Vin alegeri. Da, vin alegeri, așa e. Dar este ales de vreo 3 mandate. Mulțumim, Gabriela. Uite, Ionuț și-ar dori ca în București să nu mai fie 7 primari. Pentru că a ajuns o piață pentru mafia politică în care locuitorii nu mai contează, ci doar cele 2 miliarde de euro din buget. Și poate că da, București ar avea nevoie de o viziune unitară, că fiecare sector la noi, pentru cei care nu locuiesc aici și nu știu care e realitatea, fiecare sector arată altfel funcție de primar. Așa e. La domnul Negoiță sunt borduri, la domnul Văluță e vegetație, în sectorul 2 sunt stâlpișori și alte... Vlad, bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Sunt de la Timișoara și nemulțumirea mea e că de ceva timp în urmă, chiar din mandatul trecut, a început să fie problema asta. Este vorba de curățenia de pe străzi și a orașului. Și asta mi-a dorit foarte mult să se schimbe. Știu că o mare parte din vină cred că au și cetățeni. Pentru că nu mai respectă această regulă de bun simț, să arunci gunoiul la tomberon sau la coșul de gunoi. Și poate se va schimba
în viitor lucrul ăsta. Din punctul meu de vedere, în Timișoara, în momentul de față, curățenie este o problemă destul de mare. Mulțumim! Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.